Și acum e la fel, cu scuze. Păi ce scrie aici? Păi ce scrie aici? Dacă mă lăsați să termin, după aia puteți să... Înseamnă că citim altă limbă, domnul. Înțelegem altă. Nu era foarte important să se anunțe în toată presa, atâta timp s-a anunțat la asociații. Personal, eu am primit, am găsit de pe ușa blocului, în momentul în care se reduceau lucrări de la Urban. Poate pentru că era vorba de dumneavoastră, am primit anunțuri, dar în alte părți nu am găsit un anunț. Vreau să cred, eu sunt de bună credință, vreau să cred că nu s-a întâmplat așa, pentru că eu sunt viceprimar. Pentru că acolo s-au avut loc intervenții. Asta timp cât apa a fost declarată atunci nepotabilă. Eu nu știu pe cine am prejudiciat, că nu s-a anunțat în toată presa când s-a făcut lucrurile. Deci apa atunci avea o autorizație similară, autorizația veche era similară. Tot așa spune. Nu e adevărat. Domnul director, autorizația nu era la fel, n-a fost așa, dar era la fel distribuția. Găseam că este menajer, avea un program de conformare, așa este domn director. Deci nu se scria nici în autorizația veche, autorizația veche era exact ca asta, nu spunea. Da? Captarea, tratarea, distribuția apei, așa era domnul Lurea. Așa era, sigur așa era, nu scria pe autorizația potabilă sau nepotabilă apă. Atât, apă. În urma ultimei ședințe pe care am avut-o cu toți factorii implicați, mai au de făcut trei branșamente tot orașul. Deci, trei branșamente care mai vreau maxim două săptămâni. În două săptămâni, care o lună de zile, trebuie să ne permitem să anunțăm o presă de câte ori dumneavoastră, este necesar, nu de câte ori doriți dumneavoastră, că avem zona respectivă, fiind numai trei zone din oraș care pot fi afectate. Dar pe site-ul primăriei ați postat anunțul? O să facem și treaba asta. Deci o să dăm în toată presa... Nu, pe site-ul primăriei, că domnul primar a zis că pe noi online, numai puțin, că pe noi online nu ne citește nimeni. Pe site-ul primăriei ați publicat? Că da, s-o cu site. În ziarul primăriei ați anunțat? În ziarul primăriei ați anunțat? Cu care e ăla? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sau nu știți care din ele? Ne însușim acea religie. Dar nu puteam să spunem să vă însușiți. De ce trebuie să ne și dumneavoastră? Să simți bata asta și gândiți să vă însușiți. Dar și dumneavoastră v-ați ieșit de fine. Nu e normal. Bineînțeles că nu puteți să vă însușiți. Nu mai puteți să vă însușiți. Aș fi prima noastră ce am venit să vă însușiți. Dă-mă înapoi caseta, doamna. A spus că noi apărăm o dată pe săptămână și nu trebuia să ne informați. Trebuia să fim informați mai și ca cetățenii, exact, în primul rând, și ca suntem contribuabili, da? În care avem această autorizație, în care să se spune că... Păi avem și firme și mai plătiți și pe acolo. Da. Și numai acolo unde avem lucrări, suntem... Ne mutăm la acțiunița cu firmele și pe acolo. Vreau să facem lucrul acesta și prin toate... Dacă și... Mai care s-a mărat bucur. Pentru dumneavoastră, dacă vreți să scăpiți și din acest mai am un acord de făcut la Casa de Cultură, unul ai de zi de acord lacului și ultima zonă care o să fie afectată până la o perioadă mai lungă, o să fie cartierul de case din zona Gării, unde acolo avem de înfuit o conductă pe toată șurile strada Gării, cu stradă de 40 cm presiune de pe Dumnezeu. E foarte greu. Și acolo se încheie și niște inele în zona de case. Deci acolo apa nu-i potabilă. Acolo să avem probabil niște probleme și o să anunțăm populația la este potabilă apa. Deci greu mai este potabilă. Acolo este posibil să avem anumite probleme pe timpul în care vom demara lucrările. Cât timp va vorba? Deci, maxim o lună de zile se termină și pe respectivă. Deci așa am discutat și discutat. Deci, practic, nu pe toți se duc acolo. Nu s-a răzut. Deci, practic, populația din zonă nu va fi afectată decât în momentul executării raportului. Deci, în momentul punerii în presiune a conductei. Practic, lucrarea necesită o perioadă mai lungă de timp, pentru că așa cum știți, strada Gării e turnat beton peste beton de o grosime de în unele locuri și de un metru. Problema o să dureze mai mult ca și crearea condițiilor de introducere, de introducerea conductei de furnizare a apei. Racordurile. Vor dura câteva zile. Pe perioada aia o să anunțăm pe toată lumea inclusiv pe asta. Am o întrebare pentru domnul Noel. Aceeași întrebare, dar vreau să ne spună și domnul Noel și domnul Cilbeanu și domnul primar.
legată de punctul 6 de aici, de la dumneavoastră, din programul ăsta de conformare. Spuneți-mi și ce înțelegeți dumneavoastră, ca să înțeleg și eu același lucru, din următoarea exprimare. Până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelor, este posibil ca apa să nu îndeplinească în totalitate norme de potabilitate în zone afectate de lucrări. Aceasta putând fi folosită doar pentru necesități gospodărești pe perioada lucrărilor. Spuneți-mi și mie, da, pe românește. Domnul Noel. Pe românește este posibil ca apa să aibă o culoare roșiatică și turbiditate. Potabilă sau nepotabilă? Și așa cum citim mai departe, poate fi folosită doar pentru necesități gospodărești pe perioada lucrărilor. Ok. Mulțumesc. Domnul Cilipean. Da, eu înțeleg că momentul în care, deci din punctul ăsta, eu îl interpret în felul următor. În momentul în care avem o lucrare, să monitorizăm calitatea apei, să realizăm dacă acolo sunt probleme, atât din punct de vedere al, să zic așa, modului în care se prezintă, cât și din punct de vedere al analizelor. Și dacă sunt depășiri față de legea 458, completată cu 310, să le transmitem către DSP, autorități, punctul de vedere al DSP-ului legat de riscurile la adresa sănătății populației și să informăm populația operativă în treaba asta. Deci, analizele se fac într-o scurt, avem rezultatele, ne consultăm operativ și informăm populația. Acolo am înțeles. Și domnul primar, spuneți-mi ce înțeleg. Exact, asta nu înțeleg și eu. Că, la fel cu cine? Cu domnul Ion sau cu domnul Cilbeanu? Cu Cilbeanu. Și domnul Ion a spus același lucru, măcar cu cuvinte mai puțin. Ok. Cum? Deci dumneavoastră nu aveți alte cuvinte. Păi ce să spun așa de ce scrie? Nu vă întreb, ca să știu ce conținut. Eu mi se pare că conținutul este foarte explicit. Nu trebuie nicio explicație în plus. Am înțeles. Eu așa cred. Nu? E înțelesul oricum.